Crăciun fericit! Crăciun mega fericit! Sunt Gabriel Braic și doresc să-ți transmit câteva gânduri din suflet de Crăciunul 2.0. Dacă s-ar fi întâmplat azi, ar fi fost de necrezut. Unii s-ar fi bucurat foarte, iar alții s-ar fi întristat așișdere. Dacă s-ar fi întâmplat azi, ar fi fost o știre de breaking news. Dar dacă s-ar fi întâmplat azi, 100% ar fi captat atenția medicilor și a autorităților mai mult decât o face pandemia. Crăciunul, căci despre el este vorba, a fost momentul astral al umanității. Ce s-a întâmplat? Evangheliile narează nașterea Mântuitorului în cel mai precis mod. Dreptul Iosif și cu logodnica sa, Fecioara Maria, se îndreptau din nord, de la Nazaret, spre Betleem, lângă Ierusalim, pentru recensământul decretat de stăpânirea romană. Fecioara era însărcinată și au apucat-o durerile, fiindcă toate hanurile erau pline ochi, iar spitalele nu se construiseră încă, Maica Domnului, o adolescentă aureolată de nimbul smereniei, l-a născut pe Iisus într-o iesle, între vitele din peștera grajd a unui om cu suflet bun. O serie de evenimente se declanșează din acest moment. Păstorilor, care își păzeau oile pe câmpiile Betleemului, li se arată un înger. Frica le este alungată de vorbele ființei angelice. Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Imediat, aceștia pornesc să îl găsească pe Hristos Domnul, iar după ce o fac, se întorc slăvind pe Dumnezeu cu primele colinde cântate vreodată. În alt plan narrativ, magii, înțelepții cititori în stele din Orient, sunt călăuziți de o stea miraculoasă spre ținutul lui Iacov. Știau, din profețiile cele vechi, faptul că o stea răsare din Iacov, un toiag de cârmuire se ridică din Israel. Ei ajung la palatul vicleanului Irod, pun întrebările lămuritoare, dar nu îl găsesc pe noul rege acolo. Pleacă și când revăd steaua, citez, s-au bucurat cu bucurie mare foarte. Au ajuns la locul unde se afla familia sfântă, s-au închinat și au adus daruri. Aur, simbol al regalității, smirnă, simbol prevestitor al morții și al îmbălsămării lui Hristos, și tămâie, simbol al preoției și al divinității pruncului. Apoi s-au întors acasă pe alt drum. Povestea nu se termine aici. Continuă și astăzi. Ce ne învață Crăciunul? O pedagogie a bucuriei. A mega bucuriei. În trei lecții simple. 1. Bucuria descoperirii. Citez, când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Când cauți ceea ce ai pierdut și găsești obiectul respectiv, ai un sentiment copleșitor de bucurie. Când ajungi la finele unei cercetări personale sau la capătul unor eforturi sisifice pentru a atinge un obiectiv în plan profesional, ești emoționat la maximum. Cea mai mare descoperire pe care au făcut-o magii în viața lor a fost descoperirea pruncului Iisus. Cea mai mare descoperire pe care o poate face cineva în viața lui este descoperirea lui Dumnezeu. Eram lângă el pe scena Casei de Cultură din Cluj când părintele Stelian Tofană afirma la o conferință superbă în anii trecuți. De 1000 de ori citez, dacă s-ar mai naște Hristos în Betleem și niciodată în inima ta, pentru tine Crăciunul nu există. Crăciunul este un sezon al experienței, prieteni, al marii întâlniri cu Dumnezeu. Pentru a găsi, trebuie să cauți mai întâi ceva, iar pentru a căuta, trebuie să realizezi că ai pierdut ceva sau ai nevoie de ceva. Doar după ce realizezi, cauți și găsești, apoi experimentezi bucuria descoperirii. Te întreb, l-ai descoperit pe Dumnezeu? 2. A doua lecție. Bucuria transformării.
Citesc din Matei 2,12. În urmă, magii au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Întâlnirea cu Hristos i-a schimbat complet pe magi, i-a transformat din cap până în picioare. În fond, niște păgâni căutători de adevăr. Drumul vieții lor a luat un alt curs. Nu au mai călcat prin aceleași locuri, nu au mai bătut aceleași cărări. De 2000 de ani, întâlnirea cu Hristos îi schimbă pe oameni. Vă dau doar două exemple. Maria Egipteanca și fericitul Augustin. Oamenii doresc să se schimbe, dar nu reușesc pentru că nu apelează la Dumnezeu. Psihologii, consilierii, antrenorii, dascălii, medicii, toți sunt buni în domeniul lor, dar nimeni și nimic nu îl poate schimba pe un om în cele mai profunde fibre ale ființei sale, cum o poate face Dumnezeu. De ce? Fiindcă Dumnezeu cunoaște în profunzime ființa creată de El. Pătrunde în adânc, în suflet, în inimă și în gând și realizează o transformare radicală din interior. Nu doar o spoială exterioară care nu ține. Dumnezeu schimbă și azi egoiști în altruiști, proști în înțelepți, leneși în harnici, urâți în frumoși, dependenți în independenți, răi în buni. Te întreb, ești un om transformat? Și lecția 3. Bucuria mărturisirii. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc, anume păstori. Doar niște martori oculari pot deveni mărturisitori credibili. Copiii, în inocența lor, sunt păstorașii sinceri care merg la colindat, an de an, pentru a mărturisi nașterea lui Isus. Creștinii adulți, cu înțelepciune și tact, trebuie să-și mărturisească public crezul într-o lume care și-a pierdut reperele. Dascălii, în știința lor, trebuie să-i îndrume pe discipol spre lumina credinței. Toți cei care s-au întâlnit cu Isus sunt chemați să devină din martori, mărturisitori. Și nu mărturisitori cinici, isterizați, care fac mai mult anti-reclamă lui Hristos pe Facebook și în social media. Nu, ci mărturisitori sinceri, pasionați, mărturisitori adevărați, onești, care exprimă cu dragoste și elocvență adevărurile milenare ale credinței. Te întreb, ce fel de mărturisitor ești tu? Sunt Gabriel Braic și dacă ai urmărit până aici videoul meu, te îndemn să-l distribui mai departe. Înseamnă că te-a captivat și ți-a transmis ceva din emoția sărbătorii. Te rog, trimite-l prietenilor tăi. Dă-mi share, like, comment și abonează-te canalelor mele de YouTube și Facebook. Îți doresc, dragă prietene, sărbători pline de bucurie. De mega bucurie.